E ca și cum mănânci lămâie cu gutuie deodată. Ai de mine și ne bagă. E înfrățită cu gutuia, mă. Ai de mine. E din Japonia. Au fost prietenii noștri de la Agro. Am auzit, bade, da. Și am povestit de toate fructele exotice care se pot crește în România, mă. Dar din ce în ce mai multe, să știi. Și cu asta mă spun. Kiwi de România. Nu, ăsta nu e făcut fantastic, în România. E fantastic, bade, chiar e fain. Ci că avem plantații întregi și multe aici în sud de smochine. Uite ce fain, bade. Da, mă, e făcut în România. Smochine sunt plini și pe București, chiar da. Există. Da, da. Sunt dar știi ce se face din smochine foarte bine? Ce? Țuică. Serios? Da, cică e o comunitate întreagă de români ce face țuică de smochine. Păi să ne trimite și noi să degustăm, să dăm acord dacă e bună sau nu. Da. Bă, ne putem zice că ne pricepem la chiar ne pricepem, că noi am degustat și de la 8 dimineața. Am bun, crescut, astăzi, dragii mei, bucătarul zgribulit. Că fără carne. Fără carne. Nu ne-am permis să vin mâine, fără carne. Și fără tavă, că nu am încăput tava între șa și picioare. Bun, avem cartofi murdari. Da, cu pisou, cu pământ. Așa. Bate și ce fac aici, dacă vreți să știi. Că nu pot face legătura. Cartofi, brânză și ciuperci. Fac o tartă cu brânză și cu praz crud în ea. Bun. Un fel de tartă din aia, o plăcintă, pardon. Da. Vreau să fac, îmi place foarte mult cu unt și cu smânt. Am luat iaurt mai gras, mai slab, brânzeturi, am luat de tăte, am luat și niște feta. A, feta. Și vreau să fac o musaca, abade, așa, fără carne. Păi pui un rând de cartofi și unul de... legume. Uite, am legume aici care bag la cuptiore, am ciuperci, am ceapă, am morcov, am de tăte, abade, și vreau să fac o musaca fără... Cartofi, legume, cartofi. Da. Și bună? Eu zic că o să fie foarte bună, da. O să fac și la ca și garnitură lângă o salată de sfeclă, pe care să pun un pic de sare cu albuș băgat în staniol, că am lăsat după 2 ceasuri la cuptior, bade. Uh-huh. Vreau să fac, eu zic că se poate mânca și pot face multe rețete fără carne, să știi. Mai ales toamna. Să ai grijă când vine Ramona prin bucătărie, care tendința din weekend să împartă lucruri care nu s-ale ei. Adică, deci, de exemplu, ce lucruri? Nu mai zic. Spune-mi. Lângă unul din invitați era un urs mare, dar ursul era al altcuiva, că dar nu l-am cumpărat. Zic, ce-i cu ăsta? Zice, mi l-a dat Ramona. Păi zic, dar era al ei? Nu contează, ea l-a luat și mi l-a dat. Bun. Asta. Și borcanul de murături zice, mi l-a dat Ramona. Era aici în spate și a zis, ia-l! Și a trebuit să merg printre mese, să mai iau din obiecte înapoi, că Ramona, după a doua tequila, a dat... Bă, dădea zici că era pomană, nu botez. Luați. În loc să adune, i-a dat. Am și un televizor de 55 de inci, abia mi-a venit. Bă, m-am uitat tot botezul, n-am putut, cu ochii la el am stat. Odată zic, pleacă Ramona acolo. Las că am și eu nevoie pentru acasă, să văd cursele de moto. Da, bun. Da. Deci am încheiat aici. Îi place moto. Îi place, da. Îi place, motocicletă. Bine. Să... Hai că vorbim după, tu dă drumul la treabă, să avem ce să arătăm oamenilor. Asta e aperitivă, să știi. De la tata socru, cum ar da, veni. Da. Socru mic? Da. Doamne ajută. Noi ne dorim să meargă Ramona la taică-s-o acasă mai tare decât își doresc părinții ei. Că tot timpul vine cu cât... Bun de apă? Păi da, cum? Deci dacă e și un pic rece și n-ar fi uitat cineva să pună înapoi... Avem și la rece, bani. Avem și la rece, stai înșit, bani. Avem și la rece. Dar sunteți însătați. Da. Și asta băiatul ăla să prindă și l-ai lăsat cu mâinile întinte. Apoi, bani, ai făcut o salată de... E sfeclă, bani, coaptă în sare. Așa. Am pus sare cu gălbenuș, bani, am lăsat-o 2 ceasuri în staniol. Uite cum e moale. Călbenușul, albuș, pardon, aleagă albușul sarea și am pus-o prima dată în staniol, am pus sfecla mea și am ca o floare cumva și am băgat la cuptor 2 ceasuri, băie. Sare de piper și am făcut deci un vinegret, cum îmi place mie să zic tot timpul o maioneză falsă și de vezi gros așa un vinegret, băie, da. Muștar, miere, un pic de zeamă de lămâie, ulei de măsline și ulei de floarea soarelui să nu fie foarte, să fie mai echilibrat, pentru că ulei de măsline, dacă faci mai el, e foarte... E prea puternic, deci am amestecat un pic, înțelegi? Bun. Ce culoare faine capul. Un pic de chimen peste. Și aici, bade? Dacă dăgeam și deci la tigaie. Deci am făcut niște musaca, pe care o prezint altfel, ca de obicei, bade. Ui. Așa. Mușcă. Oi. Mușcă. Oi. Bade, uite ce faine, bade. Deci am pus ca una clasică, doar că am făcut-o fără carne. Iau lingură, nu găsești pe acolo lingură? Lingură, zici. Ia și un cuțit. Uite, bade. Așa. Și lângă salata, trebuie să pun salățica lângă. Ui, e liu.
frumoase, băie. Am pus niște boabe de fenicul, niște semințe, pardon, și o boabe de nebun de cap. Ia o furculiță. Te rog, băie, uite ce fain. E maxim de cât putem rezolva. Nu, uite ce fain. Păi și cât pui? Atât de la o porție. Vreau să văd interiorul. A, n-avem cu ce am turopet? Hai că tăiem. Încetul. Crunchy, crunchy. Ar trebui să stea un pic, că e chiar scoasă din cuptor, dar acum ca să nu vă lăsăm ne... Aha. Ni. Uite, vezi? Cartoful, cremozitatea, bade, uite, e fantastică, vezi? A stricat tot plating-ul. A stricat, bade, de nu acasă, vă dăm acasă, mai avem două, trei. Și aici avem o tartă, bade, o tartă faină. De brânză și cu praz. Dar prazul crud, înțelegi? Da, nu le-ai mai dat la tigaie. Deloc. Ca un chiș așa, nu? Aproape. Așa, uite, bade, stai să stau o feliuță. E cam serbinte, în care cunosc. Dar e cremoasă, bade, moale, uite. Uite, bade, cum s-a făcut. Uite, bade, uite cum se aia, vezi? Mamă, ce bine miros. Asta cu o sala... Hai, bade. Mâine dimineață luăm o căpățână de varză murată și apoi o băjucă. Picioi la cuptor, groșior peste bade. Haide, mușdei. Abia aștept ziua de mâine, dar trece asta de azi, zi frumoasă. Pa, 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 dragi bani.